Vă salut, dragi prieteni! Suntem la un pescuit de plătică. Încercăm să prindem plătică pe râul Drava, în Austria. Am venit aici la invitația unui bun prieten. Și vrem să vedem dacă reușim să păcălim niște plătici. Din ce mi-a spus, sunt niște plătici de talie mai mare față de ce întâlnim noi pe apele din România sau pe lacurile pe unde mergem. Pentru asta am o singură rețetă. Tot timpul unde a fost plătică mare, merg pe grill. Fiat X Federix Grill. Da? O nadă foarte, foarte proteică. De ce folosesc nada asta? Și în comparație cu vabe de porumb, nu o să bag vier, nu o să bag nimic. De ce? Pentru că este și mult pește mic aici și vreau să selectez plătica mare. Apare undeva la 6 metri adâncime și sper ca peștii mici să nu pună probleme. Pentru asta am ales și... Hai să vă arăt și montura. Am un coșuleț care se încoboare drept. Curentul apei este unul moale. Da, este un coșuleț de 50 de grame, montura e simplă, e culisantă, da? Se vede o agrafă, un opritor, o împletitură și avem un cârlig, o să folosesc un cârlig de, cred că se vede așa, numărul 10, da? Este un cârlig de 10 pe care o să pun o boabă de porumb. În prima fază o să dau foarte des, undeva la 4-5 minute și o să vedeți în cazuri în care o să așteptăm destul de mult, poate să fie o oră, jumătate de oră, două ore, până peștele vine pe vadă. Am mai încredere pentru că nada asta funcționează. Am mai testat-o și pe Dunăre și pe ape sălbatice, unde am avut plătică mare și a funcționat de fiecare dată. Este puțin probabil să nu funcționeze și aici, pentru că oriunde lume comportamentul peștilor la fel, nu contează în ce țară suntem. Ca și lanset am un Dutch Master de 80 de grame, le cunoașteți, pescuiesc cu ele de foarte mulți ani, îmi plac pentru că amortizează foarte bine. Un Tubertini Vertigo, am un fir de 23. O să începem pescuitul și o să vedem pe parcurs dacă avem ceva prezentări. Hai să vedem ce o să se întâmple. Iată și primul drill, nu s-a lăsat foarte mult întârziat. Într-adevăr a trecut aproape 3 sfert de oră de când am început partida. Se pare că avem primul pește, nu știu ce, au, plătică, da. Plătică frumoasă. Pică frumoasă. Ia să vedem. Ia uite-o. Frumos, 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 frumos. Frumos. Op. Ia. Plătică frumos. Super. Super fain. Hai să vedem ce se mai întâmplă. Peștii au început să instaleze pe vad. Ia uite. Frumos, frumos, plătică frumoasă la boabă. Ia uite. Ia. Au, au, au. Ce capace. Dar fi și la noi de ăștia. Ia să le vedem. Oi. Ha? Frumos, ia să vedem. Ia uite la boabă. Mamă de meu, cuprind. Super. Uite și nada, fii atent, filmează cum mănâncă nada de cril. Uite asta roșie. Asta e nada. Vezi? Au început deja, n-a trecut vreo oră, oră și ceva. Se pare că au început să și mănânce. Hai să vedem ce se mai întâmplă. Frumoasă. Mă, ce-am scos-o. Colegul Cristi mi-a zis să mă filmeze. Plătiți foarte frumoase aici pe Drava, în Austria. Le place porumbul, am încercat și cu alte momente, dar peștii mici te deranjează. La porumb și la 2-3 râme se pare că intră exemplare foarte frumoase. Hai să vedem ce se mai întâmplă. Am și pe Cristi în drill. Se pare că a prins ceva frumosel. Peticuță. Peticuță frumoasă. Petică. Faină. Ia uite, faină. Super. Ia uite. Râmă, nu? Da. Și aici bagi boabe. Boabe cu nade. Da. Uite acolo de gorjoră. Spatele tău. La coșuleț avem doar nadă și porumb să ne intre pești mici. Ia uite ce plătiți faine, super faine.
Hai să vedem ce se mai întâmplă, începutul e bun. Din ce se vede, plăticele s-au instalat destul de bine. La început a fost așa, o vreme cu puțin vânt. Și acum este o calmie, nu mai bate vântul. Pare că peștii sunt puțin mai sus, avem o apă de 6 metri. Și avem două vaduri, Cristi dă puțin mai aproape, puțin mai departe, pe mai adânc. Pare că majoritatea prezentărilor vin acum pe apă mai mică. Se pare că odată cu liniștire valurilor și ieșirea salului, peștii s-au ridicat mai sus. Hai să vedem ce se întâmplă în continuare. Se pare că avem un dublu deal. Nu știu dacă reușim să filmăm totul. Ia uite, plăticoanța. Plăticoanța a luat-o instant. Ia uite. Ia uite. Frumos. Ia uite, plătică frumoasă. Faină. Mamă, o să rup acum să bag minciocul. Sau poate mă ajut Cristi puțin cu minciocul, te rog. Imediat. Doar să o prindem așa. Ia uite. Am făcut un lucru multifuncțional acum. Și scos și filmat. Ia să vedem ce avem aici. Ia uite ce frumos. Super. Este plătit super. Foarte fain. Iată că este gata și această partidă. Din câte vedeți, am prins o cantitate foarte mare de pește. Sunt plătici foarte frumoase. Le-am pus aici, am avut de la organizatorul expediției, de la un bun prieten. Hopa, 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 hopa. De la un bun prieten ne-a pus la dispoziție o astfel de cuvă să vă arătăm peștii. Am reușit să prindem foarte bine atât eu, cât și cu prietenul meu Cristi, cu care am fost împreună. Ne-a plăcut foarte mult aici pentru că este o apă cu foarte mult pește din ce se vede, chiar dacă nu am reușit să prindem alte specii pentru că le-am evitat, am avut și ceva pești mici, dar pescuind la râmă, la două râme, la porumb, am reușit să selectăm exemplarele mai mari de plătică. Eu zic că este o partidă foarte reușită, cu siguranță am prins pentru că sunt foarte mulți pești aici, dar cum v-am spus încă de la început, am setat pentru început nada, care am ales-o, cu toate că n-am mai pescuit niciodată aici, am știut că am mare încredere în acest produs. Și faptul că am introdus doar boabe de porumb în nadă m-a ajutat foarte mult. Dacă aș fi introdus probabil viermi sau râme tocate, cu siguranță aveam foarte mari probleme cu babușca, că am prins și babușca sau cu obletele. Dar în fine, este o partidă reușită. O să mai ținem la curând cu toate partidele ce o să le facem și vă urez toate cele bune!